Bun găsit tuturor la filmările dedicate dragostei. Au început cei 11 ani maestri odată cu anul 2022 și atunci, pentru că vorbim de ani maestri, e bine să avem în arsenalul nostru toate informațiile necesare care ne pot ajuta să evoluăm. De aia sunt ani maestri pentru evoluție, nu? Și m-am gândit să aduc din nou în atenția publicului, dat fiind că acest canal de astrologie urcă continuu, niște filmări de pe acest canal. Nu toată lumea știe că există aceste filmări, iată de ce le-am readus în atenția voastră, despre dragoste. Pentru că îmi propun ca de acum să dublez cantitatea de muncă, în sensul că va fi horoscopul zilei, dar încerc, pe cât se poate, pe cât este uman posibil, să aduc și filmări de pe canal, să fac alte filmări, astfel încât să aveți seara cu ce să vă delectați 10 minute, 15 minute și să primiți și informații care să vă ajute în viață, pentru că până la urmă scopul este despre a ne ajuta informațional. Și vreau să încep cu dragostea. Nu vreau să încep cu cum să luptăm, cum să evoluăm, cum să facem nu știu ce, hei, rupuri extraordinare. Hai să vorbim despre dragoste și te invit să urmărești filmarea despre dragoste și triade. Va fi luat fiecare semn zodiacal în parte și analizat din perspectiva triadelor. Triadă ce înseamnă? Înseamnă grupare de trei semne zodiacale care împărtășesc aceeași vibrație. Avem triada de foc, compusă din berbec, leu, săgetător. Avem triada de pământ, compusă din taur, fecioară, capricorn. Avem triada de apă, compusă din rac, scorpion și pești. Avem triada de aer, compusă din gemeni, balanță și vărsător. Și fiecare din aceste triade are, bineînțeles, un anumit tipar comportamental, are, bineînțeles, o anumită atitudine și o anumită formă de a vedea viața și experimenta viața. Iată de ce acum vom readuce în atenția publicului, a celor care mi urmăriți activitatea de mult timp și a celor care ați venit noi acum pe canal, bine ați venit pe canalul meu, voi readuce în atenție filmările despre compatibilitățile zodiilor în funcție de triadă și nicio grijă, mai există, urmează încă o serie în care vom vorbi despre compatibilitățile zodiilor. Deci cumulate veți avea o informație mult, mult mai amplă. Și acestea fiind spuse, te invit să urmărești filmarea despre această triadă și nu uita că între timp Alexandra Coman a mai făcut și alte lucruri, printre care a început o colaborare cu bilete.ro și pe bilete.ro, dacă intri și dai în câmpurile lor de căutare numele meu sau cuvântul webinar sau agenda anului, vei găsi toate informațiile de care ai nevoie cu produsele pe care le am expuse acolo. Și vă urez delectare plăcută, fie ca informația să ajungă la cei care trebuie. Iar dacă îți place ceea ce se întâmplă aici, nu uita să dai un subscribe sau abonează-te astfel încât vei fi notificat de fiecare dată când apare o nouă filmare. Dacă vrei să fii notificat de fiecare dată, fiecare dată, fiecare dată, nu uita să apeși și butonul și clopoțelul de lângă subscribe. Iar dacă îți place ce se întâmplă aici și ți-ai dori ca și prietenii tăi să ajungă la informațiile acestea, nu uita să dai un share. Și întotdeauna comentariile voastre sunt citite cu mult drag și multă atenție și în măsura timpului mai și răspund la ele. E foarte greu să răspunzi la sute de mesaje, dar vă asigur că seara am câte o oră dedicată lecturării mesajelor voastre. Vă mulțumesc! Să ne vedem cu bine și la alte filmări și bucurați-vă de această filmare. Bun găsit tuturor! Astăzi vom vorbi despre compatibilitățile semnului zodiacal al săgetătorului. Să vedem ce se întâmplă cu săgetătorul care este
cel mai dificil din punctul meu de vedere, de interpretat, din punct de vedere emoțional pentru că săgetătorii, chiar dacă spun că sunt foarte direct și lasă, zi-mi adevărul în față că pot să-l duc, de fapt săgetătorul este extrem de sensibil în interiorul său și este nevoie de foarte mare diplomație atunci când negociez și când tratez cu un săgetător. Este nevoie de foarte mare diplomație ca să nu-i rănești sentimentele și să nu-l lovești în orgoliu pe care îl are. Săgetătorii sunt foarte... Deci, eu ce vorbesc aici este despre generalități, despre săgetătorul autentic. Pentru că fiecare dintre noi trăiește într-o familie, are o anumită educație, vede în relația cu părinții anumite lucruri. Deci, poate există excepții, fiecare pădure are uscăturile ei. Dar, la săgetător, cel mai important lucru într-o relație, deci pentru un săgetător, este loialitatea partenerului. El joacă corect, joacă după reguli, dar așteaptă același comportament și din partea partenerului său. Mergem pe ultima triadă, triada semnelor de apă, rac, scorpion și pești. Săgetătorul și racul. Dacă se întâmplă ca Dumnezeu să se distreze într-o zi și să te pună față în față cu un rac, reține că în această relație săgetător-rac, racul este mult mai sensibil decât pare. Și vezi că racul este un maestru al disimulării emoțiilor. Întotdeauna când un rac este bolnav, el va arăta foarte bine. Când este supărat, o să râdă cu gura până la urechi. Maschează racul întotdeauna foarte bine zona emoțională. Sunteți complet diferiți. Racul vrea iubire, casă, familie, tu vrei să te distrezi, să te simți bine și vedem noi dacă vine familia, cum ne adaptăm din mers. Racul este un partener foarte sensibil și nu uita, racul este guvernat de lună, planeta emoțiilor. Iar luna îl face să fie o persoană plină de toane. Racul întotdeauna așteaptă să intuiești nevoile, în timp ce tu ești un semn de foc și la capitolul intuiție ești corijent. În termeni practici, racul este un semn imprevizibil. Într-o zi poate să fie amuzant, distractiv, simpatic, să te aștepte cu masa pusă acasă și în alte zile să... te întâlnești cu muma pădurii și cu zmeul zmeilor, dacă e bărbat racul tău. Deci, aceste fluctuații emoționale o să te obosească foarte mult, o să te enerveze peste măsură și o să mârâi supărat când lucrurile nu ies în cuplu, pentru că tu, ca și semn de foc, ai nevoie întotdeauna de stimulare și de provocare și de lucruri interesante, vesele, optimiste, în timp ce racul, ca orice semn de apă, are nevoie să fie iubit și ținut în braț. Când racul are toane, ai o surpriză și ai să-ți amintești că are o memorie de elefant și o să-și amintească de la calendele grecești până în prezent ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cum l-ai rănit tu. Și apoi o să-i treacă și o să-ți promită că nu o să mai facă criticile respective și nicio grijă până la următoarea ceartă. Deci, sexul merge. Racului îi place sexul. Are empatie, simte foarte bine ce nevoie are partenerul, se dedică actului sexual foarte mult și aici sunt funcționați. Dar, oricât de dornici de experimente ar fi racii, amintește-ți că acest semn zodiacal are fantezii legate de iubirea adevărată, să ne dedicăm întru totul, să trăim întru totul povestea de iubire.
și nu acceptă nimic sub această ștachetă. În timp ce tu ești mai iubăreț, ești mai deschis spre a testa și alte teritorii și nu ești cel mai fidel prin definiție, cu toate că tu apreciezi foarte mult, așa cum am zis la începutul filmării, tu apreciezi foarte mult fidelitatea și loialitatea, numai că și partenerul trebuie să te facă să te simți bine ca să ai motiv să fii loial și fidel. Dar dacă tu ai un partener care azi e cu sus în jos și mâine e vesel și poi mâine își plânge de milă și răspui mâine iarăși este într-o stare de euforie, ai să capotezi, că ție nu-ți plac lucrurile astea. Deci relația asta nu este cea mai recomandată între un săgetător și un rac, chiar dacă în dormitor racul o să te privească în ochi și o să-ți spună: mamă, ce te iubesc eu și ce trăire am eu față de tine și vreau să fiu cu tine, o să te încânte și o să te onoreze preț de 5 minute, însă după aceea, ce să vezi, n-o să mai vrei să ai de-a face cu racul. Și atunci stai departe de combinația asta. Ne ducem mai departe spre vecinul tău de zodiac, care este Scorpionul. Ca să sumarizez și să nu facem o tiradă și un monolog excesiv, o să vă considerați și unul și celălalt foarte atractivi, fascinanți. Și puteți să vă înțelegeți de minune. Și puteți să fiți prieteni foarte buni, atâta timp cât nu faceți sex. E foarte important să înțelegi că tu, ca săgetător, nu te poți juca cu semnul zodiacal cel mai sociopat al zodiacului. Pentru că, bine, nu jignesc Scorpionul, vreau să înțelegi că Scorpionul este zodia cea mai răzbunătoare, are o memorie caracteristică semnelor de apă fabuloasă și dacă l-ai trădat în iubire, deci poți să-i faci multe Scorpionul. La serviciu o să înțeleagă că e vorba de supremație și de luptă, în business o să înțeleagă că e doar afacere și nu sentimente, dar în dragoste să te joci cu un Scorpion și să crezi că devine jucărica ta, vezi că te-ai pus cu persoana cea mai greșită cu care poți să te pui. Asta, faptul că Scorpionul este atât de profund și de intens, o să te transforme într-un adevărat vânător. Niciodată nu ai să te poți opri din jocul cu focul. Între voi doi, nivelul de sexualitate este foarte crescut. Sunteți aerul de mister pe care îl afișează Scorpionul. Conversațiile profunde și stimulante pe care le aveți la începutul relației vor fi ca un gaz aruncat pe foc, care te va inflama și vei țipa din toți rărunchii: mamă, mi-am găsit partenerul ideal, wow, ce, ia uite aici. Asta e la început. Dar în momentul în care aerul de noutate o să pălească, ai să începi să descoperi și alte puncte ale Scorpionului, cum ar fi manipularea, cum ar fi victimizarea, cum ar fi gelozia și posesivitatea și cum ar fi că el te consideră proprietatea lui. Scorpionul e ca o pisică, te consideră proprietatea lui și consideră că poate să joace cu creierii tăi ca și cum ar băga mâna într-un bol de spaghetti și s-ar juca acolo cu spaghetti. Ție îți plac lucrurile ușoare, necomplicate, distracția, conversațiile plăcute cu un pahar de vin în fața unui televizor, vorbind despre, uite, ultima descoperire, Apple sau mai știu eu ce. În timp ce Scorpionul îți va pune de 1000 de ori aceeași întrebare: mă iubești, da mă iubești, da mă iubești, da mă iubești, vai mă iubești, spunem că mă iubești, până când tu ai să fugi țipând în direcția opusă. Este o relație care nu-i recomandată.
Pentru că e una din puținele relații în care tu chiar poți să câștigi un dușman foarte puternic. Din ce motiv? Scorpionul o să te domine mental și emoțional. Iar tu ai să răbufnești și ai să ai tendința să înșeli scorpionul ca să îți demonstrezi ție că îți respecti încă teritorialitatea și că ești o ființă liberă. Și de aici până la un conflict este un singur și mărunt pas, iar scorpionul nu iartă infidelitățile. Deci, rămâneți prieteni, nu faceți sex. Tocmai, deci cred că când spun asta deja vor fi mulți săgetători care pun mâna pe telefon și spun la scorpion: alo, bună, ce faci în seara asta, nu vrei să treci pe la mine? Că tocmai ți-am strânit instinctul de vânător. Dar eu îți spun așa, nu te culca cu scorpionul, ca e să fii ars într-un mare fel. Știi cu cine seamănă relația asta? Cu călugărița. Călugărița este un păianjen care e femelă și ea, după ce se culcă cu partenerul și face copii și ăsta o implementează cu mici păianjeni periculoși, ea îl mănâncă pe partener pentru că are nevoie de proteinele partenerului ca să poată să gesteze ouăle de păianjen. Fix asta este. Îți atrage în pat o călugăriță, femeie sau bărbat, care o să te mănânci. Deci, mare grijă și prudență. Și ajungem la ultimul semn zodiacal în relația săgetătorului, pești. Care peștii pot fi foarte atractivi din punct de vedere senzual și sexual pentru săgetător, însă, ok, în momentul în care ați depășit latura de hai să filozofăm frumos și hai să vorbim chestii deștepte unii cu alții, hai să descoperi că peștii sunt foarte depresivi, nu au chef foarte mult de viață, le place să stea la ei acasă și să nu se complice prea mult. Deci este o zodie de care e bine să te ferești, pentru că nu aveți nimic în comun dincolo de discuțiile filozofice schopenhauriene, de genul suntem niște miei care alergăm pe câmp și așteptăm să ne trosnească trăsnetul pe cap și vai, deci asta va spune peștele și tu vei spune: vai, dragul meu pește, hai să fac amor cu tine, și peștele o să spună: da, hai să facem amor, și o să-ți placă o dată, de două, de trei ori, dar după aia chițelile și plânsul și drama și lentoarea cu care peștii se mișcă în viață nu o să-ți placă, iar modul tău direct și agresiv de a vorbi, pentru că asta e, tu vorbești direct și agresiv, o să-i rănească atât de mult pe pești încât vor avea nevoie de terapie, nu că luni sau ani, ci ani lumină, poate și în următoarele vieți o să poarte traume. Deci mai bine, ca să vă salvăm timpul, stați departe unul de altul, limitați-vă la muncă de birou și la prietenie într-un cerc de prieteni. Când sunteți în cercul de prieteni, încearcă să te așezi la capătul opus al mesei, că o să te nebunească peștele cu comentariile sale, și stați departe unul de altul. Dragii mei, acestea au fost comentariile despre semnele zodiacale în raport cu săgetătorul. Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum, sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează. În acest caz, Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul ultra detaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia. În cazul meu este zodia leu, un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își rețină, ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare, sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm.
Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă se amână evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm. Clic pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!